Gloria Buzău va debuta în noul sezon al Superligii în deplasare contra celor de la Petrolul Ploiești în weekendul 13-14 iulie. Deși statutul de nou promovată îi dădea echipei din Crâng dreptul de a evolua în prima etapă pe teren propriu, tragerea la sorți nu a fost una cu noroc. Nici în al doilea meci al campionatului care se va juca la Buzău în weekendul 19-21 iulie, Gloria nu va avea un meci de ușor. În Crâng va veni din postura de echipă oaspete Sepsi Sfântul Gheorghe. Următoarea partidă din deplasare se va va juca în Copou, cu Poliași. Toți sorții au decis ca în debutul acestui sezon Gloria să întâlnească doi adversari redutabili. În etapa a patra, formația buzoiană va juca cu Dinamo în deplasare și cu Rapid București pe teren propriu.